Un minor de 16 ani a fost electrocutat după ce a atins cu mâna cablul neizolat al unui transformator. S-a întâmplat în seara de 6 mai în satul Morenii Noi din Ungheni. Potrivit poliției, minorul în vârstă de 16 ani, în timp ce se juca în preajma transformatorului electric din curtea gimnaziului din sat, a urcat pe un pilon, s-a apucat de cablurile neizolate și a fost electrocutat, după care a căzut jos. Imediat a fost dus la spital, iar ulterior transportat pentru îngrijiri medicale la un spital din Chișinău, starea de sănătate fiind gravă, dar stabilă. Minorul este elev în clasa 9 a gimnaziului din localitate. Potrivit poliției, elevul face parte dintr-o familie nevoiașă, în care ambii părinți nu sunt angajați în câmpul muncii. Soții cresc și educă încă doi copii minori. Poliția investighează cazul pentru a stabili toate circumstanțele.